10 lei. Cu mare drag. Starea cămășilor lăsate, așadar va fi o lăsare neconvențională, ca și cartea Sculptorul de Valuri, pe care o prezentăm sub semnătura lui Sandu Emanuel Maru, un personaj care este aici înconjurat de prieteni și pe care aș vrea să vi-l caracterizez dintr-un unghi în care poate dumneavoastră nu-l cunoașteți. Știm că e simpatic, știm că e inteligent, că e frumos, că e nostri, că e talentat chip și vocea televiziune, dar puțin din dumneavoastră poate știu că atunci când era, cum să zic, mititel, așa cum sunt domnișoarele de acolo, poate un pic mai mare, în 1987, într-o vreme de mult apusă, tânărul student Sandu Emanuel, împreună cu niște colegi de-ai săi, au fost în inima unor manifestări de protest la Iași, împotriva sistemului comunist. Suntem, iată, analogia Kievul contemporan. A trăit într-o singurătate sfâșietoare și el și colegii săi de protest. Viața sa a fost marcată de acel act de curaj, cu suișuri și coborâșuri. Niciodată n-a lăsat să se vadă public că, de fapt, între noi trăiește un erou al glăsuirii anticomuniste. Șansa a fost să fie 1987. Nomenclatura comunistă a României era informată că sistemul e pentru că și așa se face că l-avem între noi, dar fără și nebătămat. Este foarte bine să știe lucrul acesta. Pentru că ne-am cam săturat de revoluționari de operetă, de eroi falși, de șmecheri cu blazon și cu legitimații de moralitate adâncă. Sandy, pentru că așa-i spune toți, da? Așa-i spune Sandy. Sandy crede în poezie, dar e unul din puținii noștri conaționali care conștientizat tragedia neputinței cuvântului. În epoca în care trăim, cuvântul se cam golește de conținut. Ne uităm unii la alții. De câte ori astăzi, ziua care s-a petrecut, am comunicat adânc cu un semen de-al nostru și să ne facem un scol cinstit. Și mă adresez și cu celor mici. De câte ori astăzi, ziua care a trecut, ne-am simțit singuri și nedumiriți. Și n-am găsit cui să spunem, ce să spunem, cât să spunem, ca să ne simțim aproape unii de alții. Șansa noastră este o șansă, șansa și a editurii. Este că acest semn al nostru a adunat ani de zile, ani și ani de zile, gândurile sale transfigurate poetic. Și așa cum știți, trece cu o dezinvoltură de invidiat, asta i-a dat Dumnezeu, dezinvoltură, de la histrionism, de la joacă, de la nostimat, de la mică bârfă și clevetală, de la snoavă, la lucruri foarte, foarte serioase și foarte grave, care țin de metafizică. Și aici este, într-adevăr, vocea lui singulară, metafizica, să spunem, a cuvântului, neputința rostirii prin cuvânt. A căutat susținere în discursul său scris și verbal, în toate reperele de valoare ale condiției umane, pentru că Sandy este un om care a citit foarte mult, a studiat foarte mult și a gândit foarte mult. A căutat pretutindeni surse de putință a îngrăirii în cultura eletristică, în experiența cotidiană, în la
Apostolul său în învățătura supremă a creștinismului, Biblie, a căutat, a scotocit, a gândit că e pe aproape și n-a găsit. Asta este frumusețea sculptorului de valuri. Și poate de aceea se și numește Polon, sculptorul, omul care vrea să statueze, să producă o statornicie prin logos, numai că acest logos e lunecos, vigilios și ne scapă de sub control, ca și valurile, în timp și spațiu. Bine ai venit, Sandy, în lumea furtunoasă a scriitorilor, și te felicit pentru răbdarea, pentru buna ta cuviință față de învățătură, față de carte, față de condiția umană și față de credința pe care o slujești așa de frumos. Și acum, poate o altfel de voce, mai chirurgicală, la editorul și prietenul Mihai Nan. Nu facem chirurgie acum. Am făcut 35 de ani, ajunge. E rândul lor să facă. Eu sunt în fața dumneavoastră în calitate de editor și de vicepreședinte al Ligii Scriitorilor Români, vicepreședinte național și internațional. Ca editor, sunt directorul editurii Transilvania, editură care și-a propus să editeze numai autori români, numai carte de valoare, carte de artă și începând de anul ăsta, dragă Sandy, accesul la editura Transilvania va fi riguros limitat de către redactorul și comentatorul nostru de texte, Virginia Balastiv. Cât privește cartea lui Sandy, nu este o carte oarecare. Ca să înțelegeți mai bine, mi-au trebuit două zile să pătrund un poem. Un poem pe care îl să-l prezint. Deci două zile trebuie și am aflat, dragă Sandy, prin toate capitolele mai importante ale Bibliei, Vechiul Testament, Noul Testament, am căutat pe hartă, am căutat cele 7 biserici din Asia Mică, s-a ajuns la Laodachia și Laodicheia, cum spune clasicista noastră, care știe greacă și latină, noi mai puțin, dar este fascinant. O să vedeți cum realizez eu acest poem, vis-a-vis de felul cum realizezi tu serii în filmul pe care o să-l proiectăm și care mi se pare tot o operă de artă. Te pricepi la... Parcă ai fi făcut tu 4 ani de regie de film. Avem în sală și profesioniști, așa că nu să ducem lipsă de critică, de specialitate. Dar ca să fiu mai scurt, înainte de a vă prezenta poemul Sandy în maniera mea, am să-i dau lui de plină libertate. Sandy ia microfonul și zic eu să nu-l mai dai din mână. Da, dar întâi trece până la mine. Așadar, această lansare de carte, noi am dorit-o să fie un spectacol de lirism neconvențional care să vă umple sufletul de căldură și de dragoste și de sensibilitate și să vă facă să mai vreți să veniți pe la manifestările Centrului de Excelență Porțile Notru. Sandy, a ta e ziua. Mulțumesc. Am înțeles bine că o să prezentăm filmul la început? Thank you.
microfonul, se mintea uriașul Hristos de puteri mai stâne gândul că lupta s-a stins. Își lase ghinind ale sale pădure, anume plânge și lana de piele, și cade de tura cea multă urmins. Căci față de morții cu zena zburat, și-a întors către sine cu voi de oșeni, chiar eu ia și a dat de mâncat, odrase de neguri, rănite de păcat, cu mâna de lume, uitați, filisteni. Prietenii toți au spus pregătiși, mai toți îngrăsiți s-au pierdut oriți, și multă rușine s-a strâns pe furiș, prietenii lui îi privesc din tufiș, tufișul le ascunde cu greu pe încălpiți. Lumina din ochii greașului greu s-a spus de gene în obrazul de jar, sunt singur, șoptește greașul greu, sunt singur, rănește cu moartă cu meu, și singur am fost și lupta de afară. Nu voi mi-ați întins spada asta de foc, nu voi încălțări și amură și scut, și coiful, pietralul, și drumul cu tot. Nu voi sunteți robi unui domn Sabaot, nu voi, dintre voi, din pământ m-ați născut. De ce jumătate din măscare de noroi, când vii scurmar de figura de mut? De ce stau aici prea probabil pe voi, de somnul cu vise, din ziua de atomii? De ce m-am prins iar în dor de trecut? În capul meu încă se luptă la mine, și strigătul meu feroz încă viu, și mândrie bună în mine, facem istorie, pentru că vorbim despre poezie. Iar despre poezie nu prea se mai vorbește decât întreagăt. Înainte și înainte de toate, aș vrea să vă spun că Sculptorul de Valuri s-a lansat odată. Este a doua lansare. Se poate lansa de două ori o carte? Da, se poate. Odată a fost lansată în glumă. Există un singur exemplar. Mi l-am tipărit ca să-l am. Și ăsta a fost primul exemplar pe care l-am avut vreodată. Și ăsta a fost și în mâna mea și în mâna fetelor care sunt aici, toate care au fost atunci. Am o surpriză pentru cei de față. Peste două săptămâni sunteți din nou invitați la lansarea filmului Clubul Media, un film de o oră și 47 de minute, film care a fost lansat pe TV, dar nu a fost lansat pe internet. Filmul este pus pe internet deja, dar nu este pentru publicul larg. În filmul acesta există o secvență despre lansarea Sculptorului de Valuri. Toate fetele care au filmat această scenă sunt aici. Este Carla Balint, trebuie să te ridici un pic, să te vadă lumea. Este Diana Onț, este Alexandra Țura, este Laura Petrie și Larisa Petrie. Toate cinci fetele sunt în acest film. Puteți să vă așezați. Și haideți să vedem și secvența din filmul Clubul Media, așa ca o pregustare a ceea ce va fi peste două săptămâni. Da, ce vorbim acum? O să taie Sina la montaj. Sina la casa. Da. Acum ce regulă, n-avem de ce să ne facem probleme. Atenție, la 3, blitzuri și aplauze. 3 și... Vă mulțumim pentru participare, desigur, membrii grupului Media, prezente, nici colegul și prietenul, nădăjduiesc, care dintre noi face la orice lansare de... Iată cartea, o carte de poezii, și iată și o parte din manuscrisul pe care, bineînțeles, acum aș vrea să vă spun că... Inutil! Nu merge deloc microfonul ăsta. Poți
niște vrei și nu se aude nimică. Uite, ia, 2-10, 2-10. Uite, clor media a fost bine fără limite. Să sperăm că nu o să fie așa la lansarea efectivă a clubului media. Dar, ca așa cum am spus, o pregustare a ceea ce va fi peste 2 săptămâni. Dacă vreți să vă distrați, dacă n-ați văzut încă filmul, vă invităm peste 2 săptămâni să-l vedeți pe tot. O oră și 47 de minute de distracție și de joacă, așa cum ne-am simțit foarte bine acum. Acum fix 6 ani. Bun. Acestea fiind spuse, am să merg mai departe și am să vă zic că, cu riscul să supăr pe cineva, am să vă zic că ceea ce spun eu acum nu e o dezbatere. Dacă cineva vrea să discute cu mine contradictor, o fac cu dragă inimă după expunere. Ce este poezia? Poezia nu e proză. Adică domnul Băsescu spunea, vara nu-i ca iarna. Toată lumea știe că vara nu-i ca iarna, dar nici poezia nu e proză. Poezia nu este mai proastă decât proza și nici proza nu e mai proastă decât poezia. Nici una nu e mai bună decât celelalte. Cum nu poți să spui că perele sunt mai bune ca merele. Ce-ți place, asta este altceva. Ce știi, iară este altceva. Ce este un poet? Un poet este un om care, la un moment dat, se gândește la niște imagini și vrea să le pună în fața oamenilor altfel decât în mod prozaic, în mod, hai zice și proză. Proza merge foarte ușor. Cum aș putea eu, de exemplu, să spun oamenilor că eu îmi văd viața ca un conducător de corabie? Dacă ar fi viața mea o corabie și dacă aș fi eu capitanul, de fapt chiar suntem fiecare capitanii și capitanesele propriei noastre vieți. Și viața noastră e o corabie mare, dar ce faci singur cu corabia aia mare? Ai nevoie de prieteni să te ajute. Ai nevoie de niște mateloți. Chiar dacă e viața ta, când și când, prietenii tăi intră și te ajută la vele. Avem o corabie, știți, sunt velele grele, trebuie să te ajute cineva să le ridici și să le pui jos. Focurile, nu așa să ne scăpăm velele alea din față. Și atunci, poetul își imaginează toată imaginea asta și zice, și dacă totuși eu îndreptându-mă spre un liman pe care nu-l cunosc, așa cum merge fiecare în viața lui, dacă la un moment dat velele stau așa nemișcate, dacă n-am vânt, atunci corabia stă. De câte ori vi s-a întâmplat în viață să așteptați ceva, să tot așteptați să se întâmple ceva și să nu se întâmple? Să fie ceva, să vină ceva și nu ai vânt în pânze. Ai corabie, viața este, dar viața stă pe loc, parcă. Și atunci te războiești și cu vânturile, și cu valurile, și poetul la un moment dat își aduce aminte de Grecia antică, își aduce aminte de zeitățile de atunci și zice, zeul vântului, Eol, dacă m-aș certa cu el, poate se supără pe mine și începe să sufle și atunci am și eu vânt în pânze. Și atunci vorbești cu Eol, dar el e mai șmecher decât tine, că e mai vechi, e mai bătrân și nu suflă. Te lasă acolo, poate fără bani, poate fără perspective, poate fără curaj și rămâi în mijlocul oceanului ca o nucă într-un lighean cu apă, nemișcat. Și te uiți ca poet într-un moment în care poate n-ai nimic și nu poți nimic. Te uiți și îți imaginezi viața ta exact așa ca o corabie și zici, partea asta din față, cum îi zice, proră, și în spate e pupa. Și aici e babordul și aici e tribordul. Că știți, în limbajul ăsta nu există stânga, dreapta, față, spate. Sunt oameni complexi și oameni complicați, cei care se ocupă de marinărit. Și zici, cum fac eu să spun că lumina lunii se joacă frumos și te duci în partea de la proră, te duci în partea din față, dar nu așa ca în filmul Titanic, și te uiți jos și vezi cum apa se învolburează jos la proră și te uiți și urmărești cum face așa ca o dantelă, ca o spumă, și chiar este spumă, așa tăiată de înaintarea vasului, și apoi te duci în spate la pupa
și vezi niște fuioare, ca niște fuioare de lună, și vezi cum apa se duce undeva în alb spre un întuneric pe care nu-l mai vezi. Îl ghicești undeva acolo, departe. Acolo se stinge lumina lunii amestecată cu apa. Cum să spun eu oamenilor ceea ce simt acum? Cum aș putea să le spun și lor să se bucure și ei de imaginea asta pe care o am în cap? Și zic, la proră, lumina dansează fecund, dantelând alba vasului poală și târât avan într-un iad fără fund, pe o cărare vâscoasă de smoală. Așa face poetul. Găsește comunul, îl țese frumos ca să-l pună înaintea celorlalți. Să se bucure și ei de imaginea asta pe care ai avut-o. Să se bucure de ceea ce ai simțit. Că zici, te uiți la o fotografie și zici, ce frumoasă e fotografia asta, dar nu știi de ce e frumoasă. Frumosul e frumos, e estetic. N-ai ce să-i, nu poți să-l explici. Poezia, ziceam, e altfel decât proza. Proza este un skiver. Poezia este un alpinist. Proza se face ușor. Aveam o discuție foarte lungă cu un prieten al meu, ani în urmă, mulți ani în urmă, și spuneam că nu orice lucru este poezie. Poate fi metaforă, dar nu este poezie. Iarăși vă rog să nu vă supărați pe mine pentru imaginea asta pe care o am. El a zis, dar totuși e poezie și dacă pui câteva metafore și le... Nu, e proză. Că proza se face ușor. Nu e adevărat. Zic, uite, hai să-ți dau un exemplu. Primăvara. Statornicia soarelui care răsare din inima fecundității profunde. Psalm nerostit al veșniciei. Wow, ce frumos! Ce poetic! E poetic, dar nu e poezie. Ba da, e poezie. Am și inclus poezia asta în Sculptor de Valuri. Deși nu mai fac așa, nu mai scriu așa. Totuși am pus-o. Pentru că această carte sunt eu. Dacă îl vreți pe Sandy, aici e Sandy. Cu bune și rele. Asta e o poezie în genul pe care eu nu-l mai folosesc. Eu folosesc numai rimă sau rim. Poezia, așa cum o văd eu, pot să greșesc. Dar poezia, așa cum o văd eu, este măcar cu ritm, dacă n-are rimă. Trebuie să aibă o curgere, să aibă o sacadare care să facă inima ta să bată în ritmul ăla. Deschid la întâmplare. Uite una fără rimă. Într-un fir mărunt de vreme, locul nașterii eterne, am uitat de frigul pașnic ce nu îndeamnă la durere. Am uitat de visul fraged, visul toamnelor senine, și de somnul dimineții am uitat de toți. Observați că nu e rim aici. Dar e ritm. Îți bate inima în ritmul ăla. Măcar atât poți să faci pentru poezie, să dai ritmul ăla. Pentru că așa cum proza e altceva, proza nu are ritm. Proza este o năvălire a inimii pe un tărâm, la fel al minții, ca să-ți spună repede ceva frumos care zăbovește în sufletul tău. De exemplu, poți să faci o poezie pe loc. Pereții buzelor mele nădăjduiesc o clipă de extaz în brațele unui univers uitat de timp și de lume. Poezie? Nu, e proză. Asta e proză. Poți să o spui cum vrei, să zici, ce poezie frumoasă, dar e proză. De ce? E făcută facil, făcută repede. Și e bine că e proză. E frumoasă proza. Proza curge repede. Proza este un schior. Își dă drumul și se duce repede spre vale. Are agilitate, are abilitate de a ocoli locurile comune și de a ajunge pe locul cel mai slab posibil, acolo unde și-a propus. În schimb, poezia. Poezia e altceva. Poezia e alpinistul care urcă cu greutate, căutând, probând, încercând și asumându-și răspunderea. Am scris poezie la început de tot, când eram exact de vârsta voastră. Și când eram de vârsta voastră am scris. Dar după cum unii știți povestea de aici, când le-am spus-o unor prieteni, după ce am închis ușa în spate, au râs de s-au prăbădit și era normal.
scria ceva de genul: carnea ta, flamă sacra lui Ra. Ra. Deci parcă te gândești la cuvinte crucișate. Zeitate solară la egipteni. Ra. Două cuvinte, două litere. Ra. Nu trebuie să confunzi lucrurile. De asta poetul își asumă o mare răspundere în momentul în care compune cu rima. Că poți să dai în bară rău de tot cu rima. Faci o poezie care nu te înalță, dimpotrivă, e de râs. Și atunci scriem fără rima, scriem vers liber. Versul liber a apărut undeva pe la 1800, deci e cam cu Eminescu, atunci a apărut și versul liber. Și unii l-au îmbrățișat pentru că era foarte ușor. Dar Eminescu n-a făcut așa. Nu l-a îmbrățișat. Are puțin scris, dar ce versuri! Iată, vine un somn de pace cu o năframă vârf de băț. Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț: ce vrei tu? Noi? Bună pace și de n-o fi cu bănat, domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. La un semn, deschisă-i calea și se apropie de cort un bătrân. Atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închin, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, iuțic. Bine ai venit, despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți, dar vei prea acum cu oaste și război ca să ne cerți. Ori vei vrea să facem pasă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nou de mila Măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi? Bucuroși le-o duce toate. De-i pace, de-i război. Asta e poezie. Eminescu a scris poezia asta? Scrisoarea a treia. Copiii imediat au recunoscut. Asta este poezie. Te înalță. Te face să trăiești, te face să speri. Uneori te indignează. Am vrut să fac ca motorul la ascultorul de valoare, dar n-am reușit să-l mai pun, am uitat. Indignația face versul. Indignarea face versurile. Când scrii din suflet, adică, atunci faci lucruri puternice. Când te ridici să faci lucrurile cu suflet, cu pasiune, hai zicem pasiune, loc de indignare, dacă nu vă place cuvântul, îi zicem pasiune. Când faci cu pasiune, orice ai face, iese bine. Toate energiile sufletului se mobilizează pentru a face dezideratul. Așa este poezia. Așa văd eu poezia. Poate alții o văd altfel. Poate alții sunt poeți, dar nu au făcut niciodată în rimă. Eu sunt convins că sunt poeți. În momentul ce te joci cu metafora așa de frumos, ești poet. Vă îndemn. Le-am și promis copiilor că facem cenaclu deja. Cum te numești tu? Borchici Răzvan. Răzvan deja a scris 20 de poezii. Și tu ai început să scrii, ai? Da. Cum te numești? Sunt Georgia. Georgia? Georgia? Da. A început să scrie poezii. Toată clasa doamnei Sonia Corcodean s-a apucat de poezie. Toate, poate nu toată clasa, dar așa, luând pe total, ce v-a apucat să scrieți poezii? Dar nu se câștigă bani în chestia asta. Pasiune. Nu bani, pasiune. Limba este păstrată de poezie, pentru că rămâne acolo. În Sculptorul de Valuri e un cuvânt pe care o să-l detectați, probabil. Adică, probabil, vi-l ce spun, că nu mai căutat. Ribald. Nu există în limba română. L-am introdus eu. Poate rămâne, cine știe. Ribald, în engleză, înseamnă licențios, nesimțit, adică fără rușine. Asta înseamnă ribald. Un cântec ribald înseamnă un cântec cam teochian, să spune. Am înțeles ideea. Nu trebuie să mai continuăm, că e clar. Se găsește în ultima cursă. Poezia pe care am citat-o deja. Strofa pe care v-ați zis-o din ultima cursă are 4 versuri și am muncit la ea 4 ore. De la 12 noaptea până la 4 dimineața. Mi-am notat și ziua și tot. Am terminat un caiet de 48 de file. Erau 48 de parcă sunt alea în cuțe. Da. Am terminat complet un caiet de 48 de file ca să fac strofa aia. De ce? Păi, bani aveam ca student
mâncare era, că aveau primise pachet de acasă un coleg, nu, atunci nu aveam cartelă. Aveam slănină, ceapă roșie, care era o delicatesă atunci, și ne făcea ceai de, cum zice ăla, care te constipă? De mentă, așa. Aveam ceai de mentă, făcea asta un ceai de mentă extraordinar, era de mentă ceaiul. Și era ok. Trăiai cumva boema și scriai. A doua zi dimineața, poate nu ajungeam la prima oră de curs, dar aveam o poezie. Poeții sunt altfel un pic, dar nu trebuie să, trebuie să ne concentrăm totuși, că în mod normal, ca poet, ar fi trebuit să fim beat cumva aici, sau să uit să-mi fac duș. Dar m-am spălat, să știți. Da. Cred că nu vreau să vă țin mai mult de atât. Vreau să termin brusc, tot cu ceva care sper să facă plăcere, pentru că am lucrat la asta încă din toamnă. Un filmuleț de 6 minute, cu 4 dintre poeziile mele. Îi mulțumesc... unde ești, Andrei? Îi mulțumesc lui Andrei Vârtaci, acolo, prietenul meu care s-a ocupat de imagine la film. E la film, după ce facem continuare asta, cu pasiune, după cum vedeți. Trebuie. Ești unul din mateloții mei și eu sunt unul din mateloții tăi. Corect. Pe corabia ta, tot pe corabia mea, facem schimb de experiență. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Și lui Floricele îi mulțumesc. Mulțumesc pentru cei care sunteți acum aici, îmi sunteți foarte dragi. Și cei care n-au reușit să vină din anumite motive, îmi sunt dragi. Dar cei care v-ați străduit să fiți aici acum. Un domn a venit, a zis, nu știam, credeam că e pe la 5 și nu știam în ce zi este și a venit exact în timpul evenimentului. Îi mulțumesc Patriciei că a venit de la Cluj. I-am dat telefonul, a zis, ce-ar fi să fii la lansarea mea de carte acolo? Ce? Păi să știi, chiar sunt, chiar o să fiu. Și a venit dimineața și după amiază ce să fac. Mulțumesc fetelor mele, mulțumesc copiilor, doamnei Sonia Corpodean, doamnei profesoare, tuturor vă mulțumesc. Îi mulțumesc și lui Andy, acolo în spate, și Norei. Mulțumesc și Nancy, Sarei, Mariei. Vrei să editezi? A, da, sigur, de la început. Vreau doar atât să spun, apropo de introducerea ta legată de diferențele dintre proză și poezie. E o informație nouă, luată de la ultima simulare de la bacalaureat. Lirica are versuri, proza are doar rânduri. Ceea ce am descoperit-o cu Trudă ani de zile se poate concentra în două cuvinte spuse cum trebuie. Mulțumesc foarte mult, Nancy. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și dăm filmul în sfârșit. Vorba lungă. Astăzi e o zi pierdută. Astăzi nu e nicio zi. S-a întors pe o parte timpul, amorțit sfărăitorul și a strivit cu șoldul axul unui astăzi inocent. Nici nu știu cum să acopăr glasul de sirenă în demnul, tăvălugul disperării m-au învins și nu mai știu nici miezul nopții. Nu mi-a risipit ciudatul gust de lacrimă neplânsă. Ieri a fost o zi pierdută. Ieri nu a fost nicio zi. Mi s-a pus un junghi în umăr și mă doare afară din cale, parcă-mi spune... Ai fost tânăr, acum mergi mata la vale. Te-ai îndrăgostit de mine și de mâna mea îți place. Ba, de mă gândesc mai bine, chiar și ceafa mi te atrage. Sper ca dragostea să-ți fie ușuratică și seacă. Nu că așa mi-ar plăcea mie, dar ce vine mai și pleacă. Și să nu îmi spui că mila ne-ar uni pentru vecie, căci amorul cu deasila, asta-i o ticăloșie.
e atât de mică o secundă și a ei putere atât de mare, din ea veninul ne inundă sau pacea se strecoară în ochi. Ea stinge un soare, ea-l răsare, ea vine, ea dispare, este zădărnicia sau e rostul, ea hoț ce apare fără veste, ea protector neașteptat, prezentul este ea sau fostul prezent, mușcând fără încetare din tot ce-i stă la îndemână, din planurile muritoare, din inimi, fraze, împliniri, dar niciodată din țărână. Și totuși clipa asta mică, ce-a clădit tot și-a surpat toate, nu este a nimănui nemică, nu vrea pieirea nimănui, pieirea nimănui nu poate, nici viața fără de hotare. Dar în fața judecății drepte, ce n-are ochi pentru culoare sau bogăție sau talent sau titluri, ierarhii sau trepte, va sta ca scrib destoinic, martor a tot ce a spus cândva obraznic, vreun om de rând, demon sau tartor. Priviți-o, slabă, de nimic, ea e călăul cel mai groaznic ce a fost vreodată închipuit. Ea stinge un soare, ea-l răsare, din ea veninul ne inundă, cu a ei puterea așa de mare sau pacea ne strecoară în ochi. E atât de mică o secundă. Bănuți de aur se aștern sub pașii umbrelor de vieți, subțiri de atâta folosință, și cad nopți lungi și dimineți sub ploaie, frig și neputință. Se neacă încet pământul biet, căci norii de buret se lin, nu știu cât e de trebuință, și toarnă generoși prea plini din trecătoarea lor ființă. Mă acopăr lacrimi din văzduh și toți mă știu că mi-am făcut singurătate din umblare. Mă scurg încet pe alei, tăcut, și umbletul mi-e în singurare. Abia-ți văd chipul neștiut, un abur dulce împătător, ce nu-și vrea trăsături distincte, și calc pe aur foșnitor și-ți țes făptură din cuvinte. Nu-i viață toamna fără vis, iar vis de toamnă mort nu știu. Grăbește gând iubit spre mine, căci mi-este vânt și mi-e târziu pe aleea asta fără tine. Drive safely și ne vedem cu... A, să-și ia cartea, da, dacă vrei să vă luați cartea. Cine vrea să-și ia cartea? Ok. Au de văzut, românii au talent și nu vreau să-i vedeți.